Simona Pandele vă prezintă jurnalul AgroTV. Bun găsit! Fermierii din județul Vaslui sunt disperați pentru că nu mai au hrană pentru animale. O variantă salvatoare ar fi de a aduce câteva tiruri încărcate cu cereale din Ucraina pentru a asigura hrana animalelor din ferme. Reprezentanții crescătorilor de ovine din acest județ au discutat deja pentru a organiza primele transporturi, care ar fi o gură de oxigen pentru a putea trece peste iarna care se apropie. De ce nu cumpără din țară? Pentru că prețurile cerealelor sunt uriașe. Eu am în jur de 1000 de oi, 3 cărduri de oi, în toată vara am cărat apă cu cisternă. Râul Vasuliețe au săcat. Iar acum a ajuns toamna și porumb n-avem de unii cumpărat. Deci este, s-a făcut și foarte puțin și de proastă calitate și este foarte scump. Și niște prieteni de mei m-am întâlnit la Cimijlia, la o expoziție, niște colaboratori din Ucraina, care vin și mai iau berbeci de la noi, să facem schimburi, am vorbit și este pășunii la ei și sperăm să luăm pășunii. Problema e, trebuie să caut vă două, trei tiruri, nu prea găsesc șoferi, că am frică să meargă în Ucraina. Am un colaborator care este un mare exportator de cereale, pe lângă el îi plătim comisioanele lui și pe lângă el să aducem. Și se pare că ne-ar costa adusă în Vaslui până într-un leu, 95 de bani, un leu pe kilogram. Cât e de mare diferența față de faptul dacă era producție românească de aici? Băi, dacă era producție românească, nu era mare, că era și mai ieftin puțin, dar acum ești cam scump, deși e aproape dublu. Aproape dublu. Ei, acum se vinde la 1,50 lei, 1,70 lei în România și nici, nu este și puțin și de proastă calitate. În altă parte, în România, n-ați găsit singura soluție, reprezintă acei parteneri din Ucraina. Bineînțeles, nu, dacă n-am plouat atâta țara, mai ales Moldova, Moldova e de la pământ. În Ardeal cred că s-au mai făcut, pe lângă munți, pe la poalele munți s-au mai făcut porumb. Dar le trebuie lor acolo, nu ne-l vin din nou. În afară de dumneavoastră aici în Vaslui, mai sunt și alți fermieri care vor apela la cei din Ucraina? Bineînțeles, toată Moldova va apela, dar să mă duc eu să aduc două, trei tiruri, să vedem cum ieșim, sunt calculele făcute pe hârtie, dar să vedem realitatea și eu am vorbit cu colaboratorul ăsta meu, se poate exporta din Polonia până la 2000 de tone. Am vorbit, s-am discutat de 2000 de tone, ca să putem da tot la toți fermierii din Moldova.